Vă salut, bunii mei prieteni, sper că suntem deja live. Astăzi este data de 10 ianuarie 2024, este a doua emisiune din acest an și eu vă spun încă o dată la mulți ani, sper că Ramadanul moldovenesc deja o luat sfârșit și lumea va reveni în curând la treabă și vom avea mai multe și noi activități și vom putea să luptăm așa cum am luptat împotriva a ceea ce considerăm noi că este strâmb făcut. De ce vă spun chestia asta? Pentru că dumneavoastră știți ce s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, atunci când ăștia printr-o acțiune cavalerească cu sabile scoase din teacă, au adoptat o decizie care sfidează bunul simț, sfidează această societate și ne pune într-un pericol foarte mare. Mă refer acum la decizia lor de a modifica legea, de a sfida Constituția și hotărârile Curții Constituționale și de a admite că un referendum poate avea loc în ziua scrutinului prezidențial. Nu ne sunt clare motivele pentru care fac ei chestia asta, ne sunt clare intențiile lor, dar eu nu vreau să cred, creierul meu refuză să accepte că oamenii ăștia pot fi atât de cretini. Eu refuz să cred că oamenii ăștia pot fi atât de bolnavi de sine. Diferența pe care o fac eu, dicționarul mai puțin, dar tot acolo ajungem. Diferența pe care o fac eu între orgoliu și ambiție sănătoasă, e bine să spun sănătoasă pentru că există și ambiție bolnavă. Orgoliu și ambiție sănătoasă este că omul orgolios se iubește pe el așa cum e el, fără să aibă vreo tendință de a se schimba, de a fi mai bun, iar o ambiție sănătoasă este să te iubești pe tine mai bun, să încerci să devii mai bun decât ești în momentul ăsta. Apropo, în Biblie este dat măsura dragostei noastre față de propria persoană. În Biblie este scris să te iubești pe tine, să te iubești pe sine, să iubești pe altul, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Nici mai mult, nici mai puțin. Asta e măsura. Bă, oamenii ăștia sunt bolnavi de ei. Oamenii ăștia exprimă într-un fel moldoveanul ăsta care nu vrea să devină mai bun, moldoveanul ăsta care nu vrea să facă carte, moldoveanul ăsta care în momentul în care are impresia că a reușit ceva, deci el începe a deveni imediat enfatuat, începe a-i presa pe alții și tot așa. Deci noi ne aflăm într-o situație extrem de anapoda, într-o situație extrem de, nu știu cum să-i spun, ciudată, dar periculoasă, primejdioasă. Eu am fost întrebat ce voi face la referendum, dar eu nu vreau să răspund la această întrebare pentru că mie mi se pare că răspunsul e clar. Mie mi se pare că răspunsul, dar numai pentru mine, pentru foarte multă lume, că la un referendum votez da. Problema este alta, că eu nu o să spun niciodată ce facem la referendum până nu fac toate eforturile, până nu întreprindem toate eforturile posibile ca să zădărnicim această aventură. Pentru că dacă oamenii ăștia ar avea un cât de cât bun simț, ar trebui să renunțe și punând bânile în față, sperăm că oamenii ăștia totuși poate se trezesc într-un moment și renunțe la această aventură. Eu înțeleg că ea ar vrea să devină președinte cu orice preț, chiar și cu prețul că noi ne pomenim într-o situație stupidă, nu, noi ne pomenim dacă referendumul ăsta dintr-un motiv sau altul nu trece, dar el poate să nu treacă, lumea să nu vină la referendumul ăsta, chiar dacă se face în ziua alegerilor. Sau să vină să voteze împotriva ei și să voteze da pentru referendum, iar la alții care votează împotriva ei, să voteze tot împotriva ei. Și atunci ne putem pomeni cu un referendum care ia un rezultat slab din cauza lor. Dumneavoastră ați observat că ea nu a schițat niciun gest, ea nici măcar nu a făcut vreun gest prin care să încerce măcar să mimeze o consultare a partidelor politice. Nu a încercat măcar să
mimeze încercarea de a găsi un consens între partidele politice, care partide politice deja împreună să vină cu ea către societate printr-un referendum, dacă conveneau asupra așa ceva. Ori ea, care a zis că va fi președintele întregii societăți, am impresia că ea nici nu acceptă o societate pluripartidistă. Pentru dânsa este partidul ei, gașca ei și hoții. Și hoții. Hoții, care, apropo, a fost zilele astea un eveniment când, așa cum spun organele de drept, un complice de la Andronache a revenit în Republica Moldova și s-a predat organelor de drept la frontier. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că personajul respectiv are deja aranjat acest dosar. Și nu este o speculație de-a mea. Olga Bondarciuc, sau Bondarenco, Bondarciuc, cred că, a fost predată Republicii Moldova după ce fusese aristată, ca acum să poată liber circula în Belgia sau unde are ea casă, pe un dosar care merge în judecată, dar ea, sunt sigur că este deja, are garanții că nu va sta la pușcării. Deci Andronache, vă amintesc că a venit și s-a predat organelor de drept din Republica Moldova și a stat câteva luni în pușcărie și la libertate. Acum, așa zis un complice, cred că e complicele lui, a venit și s-a predat. Vă asigur că omul știe că nu va sta la pușcărie decât câteva luni, după care va ieși în libertate. Iar presa lor spune că a venit și s-a predat al doilea figurant în frauda bancară. Întâi că Andronache și ăsta nu au treabă cu frauda bancară, ei au treabă cu credite neperformante, care nu le-au întors, dar frauda bancară e ceea ce a făcut guvernul leancă atunci când a dat banii ăștia din Banca Națională. Ăla e frauda bancară. Iar ăstora, care le procuratura le aduce o învinuire de vreo 600.000 de euro, ce treabă, ce legătură are asta cu frauda bancară? Dosar care are deja în 2024 10 ani. Noi am avut un dosar cu 7 aprilie pe care ăștia l-au frecat pe toate părțile și au belit societatea asta la minte în fiecare dată de 7 aprilie, în fiecare an. Acum măcar nu avem o dată precisă la care să dea în stambă, să iasă și să facă manifestări publice în legătură cu frauda bancară. Dar 10 ani, oameni buni! Și ăștia bat câmpii până acum. Revin la referendum. Referendumul ăsta nici măcar nu este despre alegerea ei președinte. E vorba despre un defect psihic al ei. Nu spun boală psihică. Mă refer la o particularitate de psihică a acestei femei, acestui om, acestei oameni, care e gata să pune toată această societate pe brânci din cauza că ea vrea să identifice cursul european al Republicii Moldova, care n-a început cu ea și nu se termină cu ea. Situația, credeți-mă, vă rog, situația e absurdă. Situația e absurdă și primejdioasă. Deci de aia eu vă zic că eu n-am de gând să spun nimic despre acest referendum în speranța că încă reușim să-l zădărnicim. Atenție foarte multă la niște chestii care vor avea loc anul ăsta, ele deja au început. O să vă pară insignifiante. Ea și-a vândut mașina cu 8.000 de euro și noi știm despre asta, puteam să nu știm. Dacă știm, înseamnă că ea a vrut să știm despre faptul că și-a vândut mașina cu 8.000 de euro. Ea merge de grabă, merge la Timișoara, să primească un premiu de 30.000 de euro. Eu nu cunosc amănuntele, dar vă rog să fim atenți, eu o să aflu amănunte. Să fim atenți la asemenea chestii. Se pare că ea începe să caute bani, nu bani propriu zis, ea caută acoperiri financiare
pentru cheltuielile pe care le are. Deci dacă te uiți atent la ea, ea are cheltuieli mult peste veniturile ei de președinte. Și asta o vede oricine. Că femeia asta a început să trăiască pe picior larg. Dar ea doar e cinstită. Ea doar e curată curățică. Ea a trecut prin toate filtrele pe care le-a inventat ea. Și îi trece pe toți prin filtre. Și îi desparte între gașca ei și hoți. Iar restul nu există. Ea n-a căutat un consens cu partidele politice. Iar v-am spus chestia asta despre banii pe care începe ea să-i declare că îi câștigă din vânzarea mașinii, că îi câștigă din premii, o să mai inventeze ceva. Echipa ei a început deja să caute acoperire pentru cheltuielile ei financiare, pentru că va trebui să vină cu o declarație de venituri. Pe care dacă ar exista presă în țara asta, deja ar fi o rumoare pe faptul că cheltuielile ei sunt mai mari decât ceea ce declară ea. Mă refer acum la cheltuielile garderobei ei, la cheltuielile călătoriilor ei și cheltuielile pentru articolele care apar în presă străină despre imaginea ei. La asta mă refer. Știind foarte exact, noi trăim într-o țară în care dacă te livrează cineva din afară, e ca și cum ai zbura în cosmos. Noi suntem o țară de idioți care crede mai mult o platformă străină decât aici. Deci aici poți să fii ultima pușlama. Dom'le, dar dacă te-o livra cineva din afară, dacă o zis cineva din afară că tu ești bun, tu poți să fii ultima căzătură umană. Moldoveanu te ia de bun. Pentru că el vrea să creadă în mituri. Iar Maia Sandu vrea să facă din alegerile prezidențiale, hai să vă spun un termen mai puțin cunoscut, apoteoză se numește. Apoteoză este o ceremonie prin care un erou al zilelor tare este zeificat. Așa era la popoarele precreștine. În apoteoză era finalul eroismului, finalul unui semen de-a tău care era eroul eroilor și la urmă ajungeai să-l zeifici. La creștinii, ea fiind și icoană creștină, îi canonizare, trecerea ei în rândurile sfinților. Păi ea deja pregătește alegerile prezidențiale, ziua alegerilor prezidențiale, ca o apoteoză. Până când nu vom consuma ultima șansă de a zădărnici această aventură bipolară a Maiei Sandu, n-am de gând să vă spun despre atitudinea față de un referendum asupra căruia aproape că nu există, nu că n-ar exista altă opinie, dar nu există altă cale decât asta pe care ne-am trasat-o. Iar atitudinea față de ea ar putea să se întoarcă împotriva opțiunii care trece peste opinia celor cu vânturi de la Moscova. Partida Moscovei de aici încă nu și-a spus cuvântul, dar ar putea tace din gură, stă cu arma la picior. N-am auzit ca ei să sesizeze Curtea Constituțională în privința legii pe care au adoptat-o. Poate fac chestia asta. Am impresia că li convine aventura Maiei Sandu. Ca să ne dea lovitura de grație din cauza sindromului acestei femei. Puneți-vă rog un like. Abonați-vă la canalul de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Contribuiți aici, au mai întrebat și colegii mei au intervenit, să-i ajute pe cei care nu știu cum să contribuie pe YouTube, să contribuiți direct în această emisiune.
Eu văd că dacă nu vă amintesc, dumneavoastră, uitați, nu că ați fi leneși sau n-ați vrea, dar dacă nu vă amintesc să puneți like-uri, numărul like-urilor scad și atunci și emisiunea nu este promovată de YouTube în măsura în care, cred eu, ar merita să fie promovat. De aia vă rog încă o dată, puneți un like și o să mai revin să vă rog să puneți câte un like. Câteva chestiuni legate de situația din Republica Moldova și pe urmă vreau, până să trec să vă răspund la întrebări, să mă refer un pic la situația Ucrainei și situația internațională de care noi suntem legați direct. Așa cum vă spuneam, sper că Ramadanul moldovenesc se termină și noi revenim cu toții la muncă, iar munca însemnând pentru noi, în primul rând, anul ăsta, să facem față provocărilor care vin din partea acestei guvernări. Bine, și asupra provocărilor internaționale, unde ei, printr-un soi de mimare a comportamentului Occidentului, reușesc să rămână pe linia de plutire și pe același trend pe care îl avem noi toți pro-europenii și pro-occidentali. Nu că n-ai avea ce le reproșa la capitolul ăsta, le reproșesc că fac prost ce aici fac, pe ce aici ține de sprijinirea Ucrainei, de a rezista împotriva agresiunii Rusiei. Aici ei sunt pe trendul nostru, numai că ei sunt proștii noștri. Și tot ce aici fac, fac anapoda. Așa au făcut Comisia Excepțională, așa au făcut cu resursele Moscovei aici, mijloacele de propagandă rusească, în loc să facă o acțiune prin care să scăpăm de propaganda rusească. Ei au făcut o provocare prin care noi ne-am pomenit într-o situație idiotă de îngrădire a libertății de exprimare. Dacă știau cum să facă chestia asta, noi acum în rețelele moldovenești nu mai aveam resurse mediatice rusești. Ei au abordat subiectul ăsta aiurea, selectiv. Noi am rămas în același câmp mediatic rusesc și singura senzație care a rămas în urma închiderilor mijloacelor de propagandă rusă aici a fost că din interes de partid au îngrădit libertatea de exprimare. Iată la ce mă refer eu atunci când vă spun că este periculos ca oamenii ăștia să se ocupe de ceva. Eu când s-a început războiul spuneam, domnule, mai bine n-ar face nimic, pentru că tot ceea ce fac, fac pe dos. Iar referendumul ăsta pe care ei l-au inițiat poate pune capac la toate. Poate pune capac la toate. Vă rog să fiți conștienți și să ne gândim împreună să contribuim cât putem pentru a zădărnici această mizerie pe care o creează ei acum. Puneți un like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Eu știți că mă mai amuz pe presa asta din Republica Moldova. Mă amuz până la durerile nici la ce a ajuns presa de aici. De la limbă vorbită, păsărește, sau papagalicește, o domniță care spunea la ProTV, nu, o domniță din studio a spus că peste noi a venit urgia albă, referindu-se la fenomenul ăsta atmosferic extraordinar de frumos. Zăpada asta, care numai din ipocrizia moldovenilor ar reieși când i-au stricat toate planurile zăpada asta. Uite, când vine câte o zăpadă, li strică moldovenilor toate planurile. Că dacă nu vinea zăpada asta, acolo unde aveau ei de dus, se întâmpla ceva care ne scotea din mizerie economică, politică, socială și așa mai departe. Îl scurm într-un loc pe moldoveanul ăsta să se ducă undeva atunci când îi zăpadă. Să nu se bucure de urgia albă, se numea la ProTV, gramul ăsta de zăpadă care a căzut, de care se bucură toată lumea, că e un fenomen frumos. Noi nu avem nevoie de utilaj de desăpezire, să cheltuim bani și să stăm cu tehnică ruginită pentru faptul că în Republica Moldova ninge odată la 2 ani. Mai bine le compensăm celor care
ajung la ananghie sau îi ajutăm altfel decât să cheltuim bani pentru așa ceva. Iar dacă nu cheltui bani pentru utilaj, trebuie să ai niște protocoale pentru codul galben, roșu, de zăpezi, de calamități și așa mai departe. Trebuie să ai niște protocoale în care spui, domnule, moldovenilor nu avem nevoie de utilaj, dar dăm la lopată, dăm la lopată, faci campanii, pui în armată, în afară de pregătirea lor militară, arme și cei ce au ei acolo pentru poligoane, pregătești niște lopeți și îi scoți pe ostașii ăștia să curăță drumurile. Îi capacitezi pe oamenii de afaceri să-și curețe, pe oamenii simpli, să iasă la dezăpezire. Pentru că nu ai nevoie de utilaje atunci când ninge odată la 2 ani. Dar lopeți și unelte simple le faci. Și nu ajungi la scamatoriile astea, la confruntarea asta dintre Ceban și cei de la guvernare, unde Ceban, băi, eu pot să am orice atitudine față de ăsta care ieșe o vână pe gât și a fost supranumit Vanea Vână când străga Moldova și cât era el de pro-rus și așa mai departe. Dar în momentul în care el îți spune că e pro-european și la uite atâta lume și dacă merge după el primar ar putea să meargă, faci ciocul mai mic. Știi că e oportunist, că sunt atâția oportuniști. Nu! Iese cretinii ăștia de la PAS și îi spun că în momentul în care el a chemat armata lor să iasă în stradă să strângă zăpada, el e fesebist și el face planul Moscovei. Că armata nu e pentru ca să strângă zăpada, e și pentru zăpadă. Și pentru zăpadă armata. Și nu numai armata, dar și noi toți. În momentul în care am fi o societate cât de organizată și nu ar fi ciorovăiele între ce bani și guvernare pe motive stupide. Nu principiale, dar stupide, idioate. Mă înțelegeți? Și armata, și noi toți, ieșim și curățăm zăpadă. Pentru că nu avem nevoie de utilaje sofisticate pentru care să cheltuim atâția bani. Iar în rest e comedie la televiziune. Eu zic că era o fată care era îmbrăcată, ea s-o pregătit de zăpada asta, ea era îmbrăcată în alb, blondă, cu căciulița albă, cu de câți băieți o văd pe ea la televizor și ea să-și spune, doar aceste urme de mașină pe drum mai fac diferența. Ia un clișeu englez care l-a preluat ai noștri de la București și care și ăștia îl folosesc anapoda și el încă nu e împrumutat de limba română, dar ei urma aceea de mașină îi făcea diferența. Între ce făcea diferența mașina aia? Eu vă vorbesc despre prostie de la televiziunile astea, de la faptul că televiziunile astea sunt angajate până la faptul că televiziunile astea sunt aberante în limbajul pe care îl pronunță și în modul în care fătucele astea iese să ne sfideze printr-un limbaj pretențios. Nu mai zic că presa din Republica Moldova a evoluat de la presa Luclava și rezidentului, asta sunt simboluri, mai departe a mers spre presa Natasha și acum e presa Rață. Rață. Deci presa asta, uitați-vă la Mariana Rață, presa asta e Mariana Rață. O țărâncuță urbanizată, veninoasă, cu informații de la SIS, pe care le dă drept investigații jurnalistice, cu interviuri de tot răhatul făcute cu filata altădată și fiind angajată la filata altădată, indiferent că era la jurnal sau la ziarul lui filat, și care acum care le spune moldovenilor că o să le moară mama pentru că mama ei a murit din cauza lor, acei care au sfidat-o pe dânși. O să le plângă mamelor și ei o să facă de la ecranul ei, a televiziunii ei, ea e beneficiarul final după ce a luat-o Natasha de la Lucinski și ea de la Natasha. Și ea acum e țărâncuț televizată. Și atâia ăștia o să vă frece mințele și cu referendum acum. Nu mai vorbesc de societatea asta civilă și tot ce aici se învârte. Este incredibil. Dar vă spun, sarcina pe care o avem este să zădărnicim acest referendum. Să zădărnicim acest referendum. El reprezintă mult mai multe pericole decât am eu timp să vă spun în emisiunea asta. Noi o să revenim
de multe ori la el. Și până la urmă, dacă el o să aibă loc, o să vă spun ce facem și în ziua alegerilor, sau a referendumului, sau în ziua referendumului și alegerilor. Dar nu știu dacă atunci efortul nostru va mai fi pe măsură să surmonteze primejdea cu care vine inițiativa asta bipolară a Maia Sandu să sfideze această societate. Puneți un like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Deveniți patroni dacă vă puteți permite. Eu acum o să mă refer în mă strădui cât de repede la o situație care îi ține în depresie pe foarte multă lume. Mă refer la lumea bună, la lumea noastră, la lumea care stă cu inima strânsă alături de jertva ucrainenilor în acest război nedrept de agresiune a Federației Ruse. O să vin cu câteva chestiuni de pe care vă le-am mai spus, pe care le cunoașteți, dar pentru a nuanța și a vă da o imagine subiectivă asupra ceea ce vedem noi, ca să și lămurim niște lucruri, pentru că lumea cade în depresie de la tot ceea ce aude și vede, pentru că există, în primul rând, informațiile despre război sunt mult mai ermetice decât la începutul războiului. Eu tot am fost bucuros, deși aveam niște întrebări fără răspuns atunci la începutul războiului. Eu v-am mai spus și vă repet încă o dată că acest război mi-a demonstrat ceea ce știam, dar care a trebuit să mă conving pe mine și să vă conving și pe dumneavoastră. Acest război a răsturnat toate teoriile conspirației. A tuturor țipălăilor, cretinilor, idioților utili, care în perioada pandemiei ne-au vorbit despre o conspirație mondială asupra omului, asupra ființei umane, o conspirație a satanei împotriva lui Hristos, o conspirație împotriva omenirii care era venită să ne bage chipuri prin serul ăsta care îi vaccină în venele noastre, după care chipul ăla să fie dirijat cu antenele 5G. Asta era leitmotivul acelor vremuri. Iar războiul a răsturnat toată chestia asta și deruta, vorbele în vânt care au fost aruncate de lideri internaționali au demonstrat că liderii naționali sunt oameni ca și noi, nu sunt supra-oameni. Faptul că au fost votați de oamenii lor nici de cum nu-i plasează în rândul zeilor, icoanelor sau supra-oamenilor. Că acei oameni au patim, greșesc ca și orice om, chiar dacă e la guvernare, că asta e partea bună a lucrurilor. Nu există niciun centru de coordonare, s-a văzut foarte exact, pentru că dacă ar fi fost așa, lucrurile ar fi decurs cu totul altfel. Dar oamenii ăștia rosteau naivități, oamenii ăștia rosteau cuvinte aruncate pe vânt, cum era niciun duim sau niciun centimetru NATO, după care am văzut că au înghițit lideri internaționali multe sfidări din partea rușilor. Eu am crezut, eu credeam și vă spuneam și dumneavoastră, dar n-aveam de unde să știu. Chiar dacă am făcut 4 luni de război, am fost la război, nu sunt militar de carieră să mă pricep în militarie. Și eu credeam pe cuvânt prieteni de-ai mei de la București care îmi spuneau, domnule, armata română, domnule, acum e armată, domnule, e armată NATO. Și dumneavoastră îmi spuneau, aveți umbrelă NATO, pentru că noi vom putea, cu Patriotul nostru la Demeselu, vom putea intercepta ținte la 150-200 de kilometri și să le doborim până la frontiera României. Adică vă apărăm și pe dumneavoastră. Și vă spuneam și eu povești despre armată, așa auzeam. Că pe urmă să-ți faci cruce și să spui, domnule, de fapt, Europa și NATO implicit s-au lăsat pe tânjală. Că 80 de ani de pace
au făcut în așa fel încât lumea să nu mai fie sensibilă la pericolele unui război? Că de fapt NATO este varză, slavă Domnului Putin, mârșavul ăsta de fiară jalnică, slavă Domnului, n-a știut lucrul ăsta sau i-a fost frică că dacă ataca o țară NATO, cred că rezultatul era altul decât așa ce s-a întâmplat când a atacat ucrainenii, care cu viața lor au oprit această urgie. Eu acum mă gândesc cu groază dacă atacau ei vreo țară NATO, inclusiv România, de pe mare. Era Doamne ferește! Era Doamne ferește că-i varză! Și România noastră și multe alte țări europene. America, da, America e o țară care are armament mult. Dar trebuie să ia o decizie că o rachetă de 2 milioane sau de 10 milioane de dolari trebuie să tragă în ținte rusești care costă copeici la ei, care costă puțin. Asta e o decizie foarte complicată. De aia au fost foarte multe și sunt până acum oscilări și pentru că vă zic, la ora actuală trebuie să tragi cu tunul în muște până îl oprești pe Putin. Trebuie să tragi în fierul lui uzat cu tehnologii foarte sofisticate. Și în cazul ăsta e foarte complicat să vede să oprești turmele de orci, turmele de oameni care merg la moarte împinși din urmă. Deci nebunește lumea că Ținuș va trebui să omoare dacă războiul ăsta va căpăta amploare. Înnebunesc ucrainenii de cât trebuie să omoare. Și de cât nu e jenă lui Putin să culce pe câmpurile celea oameni. Și de aia vă fac acum, până strec să vă răspund la întrebări, și o să revenim la chestia asta, am să vă fac o apreciere de ordin personal, care este foarte subiectiv. Dumneavoastră cunoașteți simbolul Rusiei, matrioșca asta, dar noi matrioșca asta o cunoaștem din punctul de vedere a Occidentului, care o vede de la suvenirul ăla pe care și-l cumpără în casă până la ceea ce este Rusia. Rusia este o matrioșcă. Noi, din păcate, noi ne aflăm în interior, noi nu vedem, eu fac această comparație, noi cei care provenim din Uniunea Sovietică, noi suntem în interiorul, din păcate, acestei matrioște, din cauza claselor, din cauza clasei politice din Republica Moldova, una lașă și una care n-a fost lustrată și care am rămas prin lașitatea acestei clase politice în mrejile Rusiei. Acolo ne ține Transnistria și această neutralitate permanentă. CSI-ul, din care încă noi până acum n-am ieșit, ori eu spuneam că decizia despre ieșire din CSI trebuia să se facă în prima zi de război printr-o declarație politică. Dar dacă făceam declarația aia politică în prima zi de război, nu știu dacă mai reușea Maia Sandu și cu toți profitorii de pe lângă ea, cu toți cretinii de pe lângă ea, să le deie moldovenilor energie electrică produse din grazele pe gratis rusești până acum. Iar pe de altă parte să trâmbițeze câte ea de anti-Putin și pentru Ucraina. Nu știu dacă realizam curvăria asta pe care o realizăm acum. Iertați-mă, nu știu dacă realizăm manifestarea asta de prostituate geopolitice. Așa am realizat. Noi până acum suntem în CSI, nu? Dar în același timp noi și luptăm cu agresiunea rusă. Dar în același timp și fabrica de la Râbnița produce metal pentru partenerii noștri europeni la prețuri de dumping. Dar în același timp și noi primim curent electric din Transnistria. Cât e de bine să trăiești în spatele ucrainenilor așa ca ultimele curve. Noi suntem încă până acum în interiorul acestei ceastușe. Dacă
dacă ieșim dintr-o păpușică din aia, din interior, dacă o ridicăm cumva și ne ingim, înăuntru iarăși nu vedem cerul. Pentru că acolo stă altă păpușă deasupra noastră. Iar rușii întotdeauna așa au acționat. Imperiul rus a căzut și s-a renăscut prin Imperiul Sovietic. Alți ruși, cu altă măsurătoare, cu altă ideologie, au creat un imperiu mai feroce decât cel țarist. Stalin a reușit imperiul acela să-l dreagă, el fiind mai feroce decât Lenin, să-l dreagă prin a-și atrage simpatia americanilor, pentru a-și atrage și simpatia și chiar fizic mulți evrei care n-au emigrat în Statele Unite ale Americii să facă o Americă mare, au rămas în Uniunea Sovietică și chiar dacă nu au avut șansa și slavă Domnului și n-au avut nici căderea și nici intenția să o facă mare, au ustruit-o, cumva mă refer la evreii care prima au fost fugăriți de ruși în Israel și au făcut statul lor. Mă refer la evreii care au fost constrânși, mulți dintre ei, să ajungă evrei bolșevici, după cel de-al doilea război mondial, să dea o imagine cât de cât bunișoară Rusiei, prin talentele lor artistice, prin talentele lor științifice. Evreii care au fost liberi în America, în general, au făcut minune acolo. Mă refer la dregerea acelei imagini. Uitați-vă ce se întâmplă mai departe. După ce cade Uniunea Sovietică, rușii reușesc să facă imediat să încropească alt imperiu care se numește CSI. Și chiar dacă el a stagnat, a fost, știți de ce a stagnat? Pentru că Yeltsin, beat fiind, n-a înțeles că ori nu face imperiu deloc, ori dacă face imperiu, îl face cu sânge, așa cum îl face Putin acum. Putin, de fapt, acum, prin războiul ăsta, repară greșeala lui Yeltsin de a crede că Rusia poate fi democratică. Și uitați-vă, de ce v-am spus chestia asta? Pentru că Putin nu va reuși. Dar poate reuși așa cum au reușit sovietici în fața Rusiei țariste, așa poate reuși o altă gașcă de ruși, care nu este Putin, nu este criminală, este aproape liberală. Parte din ei sunt fugiți în Occident, parte din ei sunt în Ucraina. Uitați-vă foarte atent acum la ceea ce este Latinina, Ilarionov, Aristovici și cu Hodorkovski în spate. Pentru că ăștia acum pun de un alt fel de Rusie, ăștia acum pun de un alt fel de imperiu, care trebuie la fel ca și Rusia sovietică. Se constituie din ce? Din Rusia, Belarus, Ucraina. Asta promovează ei, că de fapt stai o clipă. Asta spun ei. Că Ucraina nu prea ar trebui să o rupă tare spre Europa, pentru că acolo sunt foarte multe probleme. Dar ar trebui, spune Aristovici, să facem un demers comun al Rusiei și Ucrainei, aici și Belarus, către Occident. Încercând să spună că ei totuși sunt altceva decât Occidentul. Vă rog să fiți atenți acum la ceea ce vă spun eu. Că se pune de un alt imperiu după căderea lui Putin. Și în afară de pericolul agresiunii lui Putin, care va fi oprit, el va ajunge încă o dată președinte, dar va muri anul ăsta. Împușcat, otrăvit, nu știu ce îi se va întâmpla. O să crape undeva. Iar Ucraina are nevoie doar să reziste. Nu știu în ce măsură schimbarea de retorică a Occidentului, ezitarea Occidentului, este, știm că este stresantă pentru ucraineni, dar nu știm dacă e mai bine sau e mai rău. Pentru că Ucraina trebuie să devină autosuficientă, Ucraina trebuie să se pregătească, pentru Ucraina trebuie să reziste nu numai împotriva agresiunii lui Putin. Ucraina are trecut după asta un examen mult mai greu decât ăsta. Ca prin alegeri democratice să nu încerci cineva să refacă imperiul acela împotriva Occidentului.
Dacă vă pare cumva asta acum fantezie, o să revenim la ea, pentru că eu, uitându-mă în urmă ce a făcut Rusia și uitându-mă ce fac așa zi și democrați și liberali ruși, ajung la concluzia asta. Că după Putin există încă un pericol prin așa zisele elite antiputiniste. Ori, cei de ce are nevoie omenirea este ca acest cancer care este Rusia de foarte mult timp, acest cancer, el nu i-a părut întâmplător. S-a suprapus ruinarea Imperiului Roman pe mentalitatea lor asiatică. Țineți minte că atunci când Imperiul Roman s-a ruinat, a rămas, s-a despărțit de fapt practic în două. Occidentul, care a rămas tot un fel de imperiu de 1000 de ani, acel imperiu sfânt roman de origine germană. Unde? Cu excepția papalității și a unei dominații germane, germanice, mai drept spus, nu germane, dar germanice, a fost o răzmeriță acolo, războaie între ei, între nemți, francezi, spanioli, englezi, în așa fel încât Occidentul ăsta s-a redefinit printr-o concurență economică, prin războaie care au dat dezvoltare și așa mai departe. Și un al doilea imperiu roman, un alt imperiu roman care s-a numit Imperiul Bizantin, prin ortodoxia asta a noastră, un imperiu obscur care a fost mult mai obscur decât dominația papei acolo și inchiziției bisericești prin multe lucruri. Dar încă și l-a răsărit prin suprapunerea acestui Bizanț pe mintea asta asiatică a rușilor. Vă zic, eu cred că noi românii avem mai multe legături slave decât rușii. Avem mai multă apropiere de slavii. Slavii europeni, mă refer, nu la cei de răsărit, la ruși, care sunt mai mult asiatici. Nu pentru că asiaticii ar fi o chestie de-a mea rasială în raport cu asiaticii, nu din cauza asta. Când spun asiaticii, nu mă refer la actualii asiatici, ci mă refer la tătaro-mongoli, mă refer la amprenta care a lăsat-o Genghis Khan și tătaro-mongoli. Am făcut așa o trecere prin istorie foarte subiectivă, cu nuanțarea unor lucruri la care mai revenim. Discutabilă, moldovenii sunt istorici prin natura lor. Ei știu foarte multe despre Ștefan cel Mare și se închină la monumentul Ștefan cel Mare, și dacă le spui că Ștefan cel Mare a fost un tip chefliu, care dincolo de faptul că a fost viteaz într-adevăr, dar sâmbăta și trăgea în țeapă boieri și în general, dar moldovenii cred că Ștefan cel Mare e monumentul lui Ștefan cel Mare, cred că. Doamne ferește când spui ceva de Ștefan cel Mare. Bună, mei prieteni, eu să văd unde sunt întrebările mele. Vă amintesc să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să deveniți patroni dacă vă puteți permite și să puneți like-uri, pentru că like-urile dumneavoastră promovează această emisiune și noi ajungem la cât mai multă lume. Dar eu văd că deja a contribuit Pavel Frimu. Vă mulțumesc foarte mult, Pavel, pentru sprijin și vă îndemn și pe alții să ne sprijiniți ca să avem un minim de resurse, să rezistăm și să cuvântul nostru chiar aici, în nișa asta, dar să ajungă până la oamenii care sunt interesați de el. Ați citit postarea Elenei Drăgălin, Elena Drăgălin fiind mama lui, cum o cheamă pe asta, Veronica Drăgălin. Asta sau aceea, în care am fost numiți netoți că noi îi apreciem odrasla. Ce părere aveți? Păi normal,
Eu din câte mi-a trimis cineva, n-am citit postarea aia că era lungă, dar mi-a trimis cineva și am citit-o așa pe diagonală. Eu, din câte înțeleg, i-a făcut-o în sprijinul lui Mariana Rață, care s-a adresat foarte elegant către moldoveni, că o să le plângă mamele celor care au ofensat-o pe ea, care își duce existența din bani europeni, își trece ca jurnalist european. Dar ea de la latrina asta, considerată europeană, la latrina presii lor, Amaia Sandu, latrină de presă, care desființează jurnalismul ca meserie prin atitudinile lor partizane, prin sfidarea limbii române, prin tot felul de atitudini. Ea de acolo încă o să se răzbune. Ea are unealtă mână publică care se va răzbuna împotriva oricui. Păi asta spune, ea sprijină chestia asta. De ce să nu-și apere fata? Așa e la noi. Aia o să facă mamele să plângă pentru că mama ei, Dumnezeu să o ierte. Acolo unde e luptă adevărată, mamele mor de infarct din cauza că își pierd fiii pe front. Ca să nu intru în rândul lor, eu nu o să vă spun drama mea personală legată de război. Dar ea, fiind persoană publică, nu, asta e incredibil. Și dacă nu era jurnalistă, mama ei cu unde s-ar fi exprimat ea. Și aia își apără fiica. Așa e la noi, nu? Așa înseamnă să fii european, american și așa mai departe. Eu sper că nu mai revine fata ei aici, pentru că ce a avut de făcut, cred că a făcut deja. Dacă și-a rezolvat problema, că nu că noi n-am fi, noi nu suntem netoți din cauza asta, nu că moldovenii n-ar fi proști, că dacă n-am fi așa, nu ni s-ar întâmpla asemenea lucruri. Dar eu vă asigur că nu o să ni se mai întâmple asemenea lucruri și în continuare. Eu am văzut astăzi, nu știu cine din presă, în parte că Nord News sau nu știu cine, a dat, nu știam despre lucrul ăsta, că în organele de stat din Republica Moldova lucrează vreo destină, deja vreo 10 cetățeni români care au fost naturalizați și care sunt pe la spălarea banilor, pe la instituția de combatere a spălării banilor, acum la Banca Națională. Și pe mine mă bucură chestia asta. Mă bucură și din motivul că noi nu avem capacitate de administrare a treburilor statului și pe de altă parte că noi trebuie să absorbim în picine pe altcineva europeni. Pe ei noștri, pe românii noștri. Dacă au performanță și ne pot ajuta să consolidăm capacitatea de administrare a treburilor statului, trebuie să o facem, numai nu așa. Despre oamenii ăștia trebuia să știe în fiecare zi că oamenii ăștia au venit și trebuie să știm ce fac acești oameni, pentru că noi nu avem nevoie doar de performanța lor, ci și de educarea acestei societăți, de acceptarea acestei societăți. Eu mă tem că vin alții după cretinii ăștia, și oamenii vor avea de suferit, vor trebui să-și facă bagajele cum și-au făcut bagajele profesorii români, preoții români, intelectualii români care au fost nevoiți să părăsească Basarabia în 24 de ore după ce România a hotărât să-și pună coada între picioare și să nu tragă un foc de armă când rușii i-au somat să plece. Eu asta mă tem că se va întâmpla cu acești oameni care au venit să întărească capacitatea de administrare când vor începe a năvăli țirdii peste instituțiile statului, după ce cretinii ăștia vor ieșua definitiv, cu referendum, fără referendum. Iertați-mă de cei ce moldovenii spun, bă, mocanul ăsta e veninos, mocanul ăsta e rău și așa mai departe. Nu, mocanul ăsta e certăreț și cearta este bună în cazul ăsta. Mă uitam de unezi la, mă uit că n-am încotră, mă uitam, sună moldovenii la emisiunea asta de la TV8 al lui Galben acela, care ba pe YouTube se prostituează și vine și se prostituează politic la TV8. Și sună un moldovean cât din asta și îl ia la
l-a plefturit pe cel din studio că îl atacă pe unul de la pas și că vă rog, dar fiți mai decenți, dar știi cu ce? Dar nu a spus nimic acela. Nu vorbiți nici măcar cum vorbesc eu aici. Băi, câte pace vor moldovenii ăștia. Și nu le spui nimic la acela, dar acela nu l-a înjurat, nu i-a spus nimic. Nu i-a zis cum le zic eu aici, imbecil, nici eu acolo nu le spun așa. Dar până și o ușoară critică la adresa lor, băi, irită-mă pe moldovenii ăștia care sunt drăgostiți de Maia Sandu. Doamne ferește, dar nu mai spuneți așa, dar nu atacați așa, dar aveți obraz, dar fiți oameni, nu? Pentru că nu știe, pe moldoveanul ăsta nu l-a învățat nimeni, domnule, că lumea asta e din războaie, din conflicte, din concurență, din confruntare. Din asta sunt constituite performanțele, din asta le provin iPhone-le, din asta le provin mașinile, din asta le provin orice tehnologie. Pentru că ele au apărut în urma unei lumi concurențiale și unei lumi care s-au bătut prin toate lucrurile astea. Nu din băligarul vacei, de la coada vacei de unde sunt ei. Nu de acolo de unde pun mâna pe orice tehnologie. Și în loc să avanseze, în loc să iasă din mocirla în care ne-am pomenit, bocesc că le sunt ofensate icoanele lor. Țineți minte termenul, cu apoteoză o să termine, așa vor să termine ei guvernarea, nu guvernarea, dar să încununeze ascensiunea Maia Sandu, prin zeificarea ei sau prin canonizarea ei, așa văd ei lucrurile. Dar ea, țineți minte, am început să vă spun, a început să facă deja acțiuni de spălare a banilor, a început deja să facă acțiuni prin care trebuie să justifice declarația ei de venituri când va candida la președinție. Cum credeți, a ajutat Republica Moldova la ocolirea sancțiunilor împotriva rușilor, în special pentru industria militară? Nu știu la ce vă referiți. Da, cum să ajute? Poate vă referiți la faptul că ăștia au început să adere la sancțiuni? Nu știu. Eu v-am spus, cei ce fac ăștia se numește cu un termen mai puțin decent în spațiu public, care îi spune curvărie. Curvărie politică se numește asta. Asta au făcut ei de când au venit la guvernare. La asta au fost cei mai buni. Unii dintre cei mai buni. Vitalie Ignatiev, așa numit șef al diplomației regiunii, are dosar penal la Kiev. Cum credeți, îl va extrada Republica Moldova sau se va face că plouă? Dar Republica Moldova cum poate să extradeze pe cineva din Transnistria? Republica Moldova trebuie să dea licență uzinii de la Râbnița, trebuie să-și ia gazul pe gratis, adică electricitatea făcută prin gaz pe gratis, pentru că și pe de altă parte spun. Deci Republica Moldova asta trebuie să facă. Chiar dacă ar vrea să-l predea, nu are cum, pentru că noi nu avem jurisdicție acolo. Nu o să schițeze niciun gest. Nu o să facă vreo declarație prin care să le ceară celor de la Tiraspol să-l predea. Nu o să facă nimic. Pentru că l-au ministru pentru integrare pe unul care doarme, iar când se trezește se-și scrie romane, pe care deja unele licee din capitală, sfătuite fiind, nu știu de cine, de ministru, poate educat, nu știu de cine, încep să-l studiază pe Serebrean prin licee. Vă puteți imagina așa ceva? Și să spuneți că moldovenii nu sunt proști? Spuneți că noi nu suntem proști? După ce a dormit-o ăsta de ministru al reîntregirii, o dormit în ambasadele noastre pe banii moldovenilor, pe bani mulți a moldovenilor. O călătorit și-o trăit viața ca în sânul lui Dumnezeu. Și acum la fel face. Într-o funcție extrem de responsabilă. Responsabilă, dacă ar avea responsabilitate, omul. Tot dacă moldovenii sunt proști și îl plătesc de atâția ani de zile, de ce trebuie să-și pună osul și să muncească?
Cunoașteți ceva despre legătura strânsă dintre Maia Sandu și Austria? Că tot se aude multe vorbe prin târg, că are treabă des. Da. Deci, în Austria există un moldovean pe nume Bodio, îi spune. Deci, el era unul din portmoneile lui Filat. El era șeful cancelariei lui Filat. El a fost băiat de mingea lui Filat încă din tinereța, din prima aventură politică a lui Filat. Acel Victor Bodio, dacă vă-l mai amintiți, el chiar făcuse tentativă Filat de a-l plasa candidat la primăria capitalei și pe urmă au căzut la pace și l-au votat pe Dorin Chertoac. N-a mai candidat. Păi, iată, Bodio acela are la ora actuală în Austria o pensiune, un hotel. Deci e om bogat în Austria. Recean e prietenul lui, Recean a stat acolo în perioada de disgrație de aici. Maia Sandu merge la austriacul Bodio, Victor Bodio. Am să-mi spuneți că moldovenii nu sunt proști. Mai ține minte cineva numele lui Victor Bodio? Păi austriacul lui Maia Sandu, acolo e Victor Bodio ăsta. De-aia merge în Austria. Eu nu știu unde e hotelul acela lui, la Viena sau la munte, dar merge la austriacul ei, Victor Bodio. Austria, care are grijă de multe lucruri din jurul lui Maia Sandu. Deputatul PAS, Vasile Grădinaru, a declarat cu text deschis că referendumul este un test pentru Maia Sandu dacă să candideze în toamnă sau nu. Chiar la așa ceva am ajuns, o părere, vă rog. Dar păi ea vrea să-l facă referendumul în ziua alegerilor. Ea se identifică cu cursul european. Eu nu știu ce a avut în vedere. Chiar nu știu ce a avut în vedere. Eu cred că eu aștept să termine Ramadanul ăsta și eu aștept să avem o lămurire, o clarificare a acestei situații. Pentru că parcă lucrurile par la prima vedere că sunt clare, dar mie îmi pare că nu sunt totuși clare până la urmă. O să vedem ce spun cei care dau bani pe aici din buzunarul contribuabililor lor, o să vedem ce spun socialiștii, cei care sunt proruși, vor ei referendumul ăsta, nu vor alții. Deci lovitura asta nouă ni s-a dat ca în vinerea lui Plahotniuc. Ca în vinerea lui Plahotniuc, deci ei au făcut-o hoțește, au făcut-o în preajma sărbătorilor. N-au avut de acoperit nimic, ei au făcut-o, mă gândesc că poate au făcut-o pentru a testa mintea moldovenilor, dar ce să testezi tu în momentul în care moldovenii au gălucile pe masă, porcul tăiat, vinurile turnate în pahare, și să testez aici. Aici numai mizez pe prostia lor. Nu știu. Acum seara a apărut o informație că pe data de 7 ianuarie la granița dintre Transnistria și Ucraina a fost schimb de focuri de armă. Cunoașteți ceva? Eu am citit și eu știrea asta. Știrea n-a fost. Ori ziariștii nu știu ce au scris. Ori. Deci dacă înțeleg eu, așa bănuiesc. Serviciile ucrainene ar fi recuperat de pe teritoriul Transnistriei pe cineva care era în căutare. Mă gândesc că a fost o acțiune a serviciilor ucrainești cam cum a fost cu Ceaus la Chișinău. Cam așa ceva se pare să fie acolo. O să aflăm, altceva nu știu. Așa bănuiesc, nu știu. Domnul Ocanu, în timp ce compatrioții măsoară câți centimetri de zăpadă au la poartă, ucrainenii luptă în tranșee. Cum e posibil? Păi nu, v-am spus. Aici noi trăim în ipocrizie groaznică. Deci, mamele ucrainenilor fac insulturi și infarcturi pe motivă că copiilor mor în tranșee, iar simbolul epocii rață din presa moldovenească
le spune celor care au atacat-o, nu știu unde, nu știu când, că o să le plângă mamele lor. Iată tot tabloul mediatic, public al Republicii Moldova. Cum vreți dumneavoastră ca oamenii simpli, care au fost cretinizați de presa asta, cretină, care oamenii publici, ONG, politicieni, v-am spus, ani de zile le-au spus moldovenilor, băi, luați bani de la oricine în campanie electorală, dar votați cu noi. Ca pe urmă să vină pițigăiata asta și să le spună hoții, hoții! Cum vreți dumneavoastră ca moldoveanul ăsta să fie altfel? Și cum vreți ca moldoveanul ăsta să aibă altă atitudine față de drama ucraineană decât toate mizeria asta care e în spațiu public și care se prinde pe la televizoare? Cum vreți altfel? Ei asta aud, de unde omul ăsta să se descurce? Școală nu a făcut, lecturi nici atâta. De unde vreți dumneavoastră altceva? Ascultă ce îi spune rața la televizor. Toată academia lor e rața. Altădată a fost Natasha, până mai înainte a fost ca element de propagandă Natasha și Clava și Rezidentul, v-am spus. Mai are presa să isterizeze lumea pentru fiecare trotuar necurățat din Chișinău și să promoveze lenea. Urgie albă, spuneau fătucile la ProTV, urgie albă pe străzile capitalei. Iar cretinii de la PAS au găsit motiv să le povestească chișinăuienilor cât e de neperformant ce bani. Când trebuiau să certe pe ce motiv vor, dar să coopereze pentru a da la lupată. Nu pentru a-i cere, ăsta e să scoată tehnică inexistentă și care nici nu trebuie pentru așa ceva. Mascații de la Fulger, dar de ce mascații? O zic că, tot la ProTV, o zic că mascații de la Fulger s-au dus să scoată niște mașini din zăpadă. Dar de ce mascații? De ce mascații? Pentru că asta e formulă consacrată, că de fapt ei iese mascați să ducă unul pe care l-a reținut ca să nu fie recunoscut sau să iasă la meeting mascați în zăpadă. De ce s-au dus mascați? Mascații, ce e? Dar mascații de la Fulger au fost. Dar armata nu trebuia să se ducă, pentru că armata, spun cretinii de la PAS, ce bani și-o dorește cu lopata în mână, dar nu să se pregătească e de nu știu ce. Asta are în vedere. Asta armata despre care șeful statului major, 11 de Maia Sandu, spune că armata asta e pregătită pentru pace. Și am văzut-o pe urmă cum dansau în regim de șansonete în Piața Marii Adunări Naționale și făceau flotări cu orchestra care a venit să-i cânte lui Maia Sandu la ziua independenței. V-am răspuns și la asta. Trebuia ce bani personal să curăți fiecare o gradă dumneavoastră, ce părere aveți? Ce bani trebuia să se ocupe de organizare, să scoate serviciile, să încerce să înțeleagă cu ăștia, nu știu dacă era posibil, să iasă armata, poliția, asta trebuiau să facă împreună. Împreună! Și nu știu de ce nu fac, pentru că ce bani am înțeles că sprijină referendumul lor. De ce să-l ataci pe cel care îți sprijină referendumul? Dacă vrei să faci un referendum de consens național. Sau sprijinul lui Ceban, pe care îl bănuiești iarușilor, că el este iarușilor ca și tine, ca și voi. El e oportunist. El poate fi și iarușilor, și a românilor, și a cui vreți Ceban poate fi. Pentru că așa sunt toți moldovenii. Pierd rușii, Cebanul e cu românii. A, dacă câștigă rușii, se mai gândește. Să-i vadă până unde ajung. Și trece repede, ies cu steagul Rusiei. Așa o să facă toți.
Cum au făcut în 92? Nu chiar ei, că erau mici atunci încă de ani. Dar ca dânșii. Credeți că adevărată, credeți că adevărata cauza dispariției doamnei de la anticorupție este că a dat pe urmele lui Spânu acolo? Nu, nu cred că e așa de sofisticată treaba. Eu cred că ea dispare din motive personale. Sper că dispare de tot. Domnul Mocanu, ați observat că la Chișinău există trendul de a face tot felul de traininguri despre dezvoltare personală care costă mult și toți oamenii buni fac rânduri pentru a participa. Păi da, nu, dar singura literatură pe care o citit-o moldovenii performanți din Chișinău, am înțeles că sunt cărți de dezvoltare personală. Toți merg să afle cum să devină bogați peste noapte, cum să le crească penisul în același timp, tot felul de cum să devină manageri imediat foarte buni cu copii, păi și așa mai departe. Asta e generația care a fost educată la computer, fără școală. Fără școală. Păi nu avem școală, oameni buni. Noi avem câteva generații cărora le vorbești despre literatură universală și ei nu știu ce e asta. Le vorbești despre personaje și ei nu știu ce e asta. Oameni care n-au ținut o carte în mână. Vorbele pe care ți le spun și ăștia de la guvernare, dar îi vezi că n-au citit o carte. Degeaba le spui de hai, nu știu, n-au auzit de, sau n-au citit nimic din literatura universală. N-are rost să le vorbești despre literatura universală, dar hai măcar să-l fi citit pe Dostoievski, nici asta, că știu rus. Auzi de Freud, dar nu l-au citit pe Freud. Știu ceva despre frustrările freudiste, au citit din cărți de dezvoltare personală. Ce mai face Denis Ureche? Denis Ureche este bine. Denis Ureche, eu nu prea v-am vorbit despre el și pentru că el a avut o perioadă de carantină, într-un fel, pentru că după ce a ieșit de la pușcărie, a trebuit să se asigure că nu-l bagă de nou. Perioada aia s-a încheiat și eu sper că în cel mai scurt timp eu vă-l prezint pe Denis Ureche și vorbim. El are ce vorbim mult despre ceea ce este frauda bancară, ce este justiția din Republica Moldova și penitenciarele din Republica Moldova. Singurul lucru pe care mi-l doresc într-o oră pe care îmi propun, nu în cadrul acestei emisiuni, dar facem noi aparte ceva, este să reușesc să-l canalizez, să reușesc, de mine depinde cel care o să-l întreb, să-l canalizez în așa fel încât ca dumneavoastră într-o oră de vreme să înțelegeți foarte exact ce li se întâmplă oamenilor ca Denis Ureche. O să mă strădui, pentru că aici cei din justiție au reușit să facă atât de stufoase cauzele unor oameni, încât oamenii își pierd interesul pentru asta, că nu sunt obișnuiți să ascult atâta sau detaliile. Mai scurt, dilema e a mea, de cum facem ca mesajul să ajungă până la dumneavoastră. Țineți minte cum Drăgălin povestea despre satisfacțiile sale. Vă întreb aceasta în contextul postării Marianei Rață despre mamele care trebuie să plângă. Da, exact. Dar păi sunt aceleași. Bine că mi-ați amintit. E exact, e mănușă. Cum va avea ea, cum are ea satisfacție să ducă dimineață, să-i vadă cum le plâng copiii. Ci credeți că Rață n-ar vrea să facă același lucru? N-ar vrea Rață să se ducă cu Drăgălin să vadă același lucru? Ele au satisfacție de la așa ceva. Bună seara, domn Mocanu. Ce mai cunoașteți despre Viorel Morar și gașca lui Grebincea împreună cu Serioja Litvinenko? Despre asta o să tac, pentru că am un proces cu Viorel Morar și Mariana Rață. Când se termină procesul, o să vă spun multe. Pe TikTok promovați unele declarații ale lui Costiuc. Împărtășiți acele și de... Eu nu promovez pe TikTok nimic. Acel canal pe TikTok îl face o persoană pe care eu o cunosc,
care mi-a spus că face acel canal unde dă și alte fragmente. Eu nu știu, eu încă n-am o părere despre faptul că pe același canal care e numit, care are brandul nostru, apar și alții. Am văzut nu numai Costiuc sau alții, acolo au apărut și alții. Deocamdată, personajele care au apărut acolo, slavă Domnului, n-au apărut țări de acolo sau n-au apărut cei din, în fine, din... Deci când o să mă deranjeze, cred că o să stau de vorbă cu persoana respectivă. Și acum apar unele lucruri care nu mi-aparțin și nu-mi plac acolo. Și probabil, nu știu, încă n-am luat o decizie în acest sens. Personajul Costiuc nu-i despre ceea ce spune el. Personajul Costiuc acum încearcă să ironizeze pe faptul că el ar fi fost sau nu ar fi fost al lui Plahotniuc, dar eu știu precis chiar al lui Plahotniuc. Ce credeți? Se va islamiza Europa sau va reuși totuși să asimileze fluxul necontenit de migranți? O să reușească Europa. Europa a asimilat multe alte lucruri. Bună seara, domnul Mocanu. Îl urmăriți pe Andrei Caramitru? Dacă da, atunci ce părere aveți despre el? Nu-l urmăresc. Bănuiesc că o fie ficiorul lui Caramitru actorul. Nu știu cine e Andrei Caramitru. Domnul Mocanu, veți candida la prezidențiale? Nu știu. Vreau să candidez, dar nu știu. Asta ar fi o opțiune bună a mea și pentru multă lume care mă sprijină. Mă refer, când spun multă, nu am în vedere masă. Mă refer la câteva mii de oameni care mă ascultă și care ar vrea să mă vadă în campanie electorală și ar dori ca acest mesaj să se audă și de pe ecranele latrinilor de presă din Republica Moldova. Dar eu cred că șansele din astea sunt puține să ajung eu până acolo, dar vom lua decizia împreună cu colegii mei dacă eu voi candida sau nu. Dar mai departe, până atunci mai este. Domnul Sergiu, ați privit ultimul interviu al lui Gordon cu Solovei? Eu nu privesc niciun interviu de-a cuiva cu Solovei. Solovei este în primul rând, că este un personaj, cred că cu anumite abateri psihice, dar în mod sigur este un aventurier pe care nu vă recomand să-l ascultați nici în interpretarea lui Gordon și nici în interpretarea altora. Este un aventurier pe care îl folosesc serviciile rusești în mod sigur. Numai invenția lui că Putin e mort sau cât costă și câtă bulibășală a făcut chestia ce. Nu vă intoxicați cu așa ceva. Sunteți încrezut că poporul nu știe încotro își vinde viitorul? Eu nu știu ce înseamnă popor. Nu știu, refuz să înțeleg ce înseamnă popor. Vedeți că eu evit cuvântul ăsta, eu folosesc cuvântul comunitate, încerc să evit cuvântul ăsta. Domnul Mocanu, Gheorghe Gonța a zis că se gândește să părăsească postul de televiziune. Ce părere aveți? Sau poate se gândește să meargă în politică? Nu am nicio părere despre asta. Credeți că Aristovici era imperialist din start sau această pseudo-opoziție rusă e unealtă preferată pentru ambițiile sale? Eu cred că Aristovici este rus, de fapt. Eu cred că el așa se vede. El, ucrainean, este din întâmplare. Cred că el este partida rusească din Ucraina, a ajuns întâmplător în tabăra asta și acum revine la ceea ce este el în realitate. Da, eu cred că el este imperialist. Eu cred că mai mult decât imperialist este un tip extrem de orgolios. Iar diferența dintre orgoliu și ambiție, v-am spus ce înseamnă, să te iubești pe tine așa cum ești. Plus la asta, Aristovici, nu pentru că Aristovici n-ar încerca să fie mai bun, pentru că el e un tip talentat. Eu cred că are talente. Numai omul ăsta își trădează talentul. Când spun talent, un pic ar trebui să găsesc alt termen pentru talent, pentru că talentul se realizează atunci în fapte bune. El cred că are un handicap moral. Eu cred că omul ăsta nu are atașamente morale de niciun fel, iar religiozitatea lui este o chestie 100% prefăcătorie. Dar este imperialist rus, în mod sigur. Bună seara, domnul Mocanu. Vă urmăresc din România. Părerea mea despre acest referendum este că Maia Sandu a intrat în panică că diaspora nu va ieși la vot, iar până această metodă speră să se atragă. Posibil, este foarte posibil, numai că aventura ei este una extrem de primejdioasă pentru această societate. A contribuit Petru Țurcan. Vă mulțumesc foarte mult, Petru Țurcan, și altora care
veți dori să contribuiți atunci când o să ascultați această emisiune. Bunii mei prieteni, lucrăm de un ceas, de o oră și 15 minute. Eu vă îndemn să puneți un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. O seară bună!